Ce vă propun eu în acest moment, doamna doctor, să luăm așa și altă părere din domeniu, dar pe altă parte de data aceasta pe psihiatrie, să vedem ce se întâmplă. În acest moment, în legătură directă cu noi este doamna doctor Gabriela Bondoc, medic primar, psihiatru în capitală. Bună seara, doamna doctor, mulțumim pentru prezență. Dacă ne auziți? Da, da, vă auzit și pe colega noastră de protest. Bună! Da, ați fost împreună la protestele care au fost săptămâna trecută. La ușa CNS-ului împreună. Îi mulțumesc și pe această cale pentru susținerea reciprocă pe care ne oferim. Cum este pe partea aceasta în care activați dumneavoastră, doamna doctor, pe partea de psihiatrie? Am văzut ce s-a întâmplat mișcările de săptămâna trecută. Cum ați simțit dumneavoastră că s-au schimbat lucrurile sau nu, așa cum ați fi așteptat? Sincer, aș începe cu cum a fost să primesc la început de anul astfel de veste, care pentru prima oară în carieră m-a făcut să plâng. Pentru că de 20 de ani eu tot îmi dedic cariera a construirii unor sisteme canvas, că tot vorbea colega mea de ne străduim să facem servicii canvas și tot inovăm în aducem programe de tratament și fără programul cu casa de asigurări și fără această susținere din partea casei de asigurări, pacienții noștri cu patologie severă nu și-ar permite aceste servicii care realmente sunt la nivel de orice clinică din vest. Și mi-am văzut ruinată principala motivație. Recunosc că nu-mi doresc să tratez doar pacienți care sunt suficient de bine emoțional cât să-și permită să aibă un job foarte bine plătit și să-și permită serviciile noastre și îmi doresc să-i ajut și pe cei care noi toți, toată echipa clinicii ne dorim să ajutăm și oameni care realmente au nevoie de susținere și asta nu se poate în acest sistem în care după ce că banii sunt la limita profitabilității, am închis pentru prima oară în istorie anul trecut, după schimbările din iulie, draga mea, pe psihiatrie am închis pe minus, ca să ne trezim acum și cu această amenințare, cu o scădere de 30%, realmente nu aș fi putut să o permit și să o suport și nu ne-am mai putut permite să ajutăm pacienți care nu-și permit servicii private. Sunt servicii, sigur, la care și așa mergem rar. Partea aceasta de psihologie, de psihiatrie, o accesăm mai rar pacienții noi, da? Nu, nu e chiar rar. Mă refer la mersul acesta în sensul de să cerem ajutor atunci când avem nevoie. Puțin dintre noi sunt cei care accesează ei. Sigur că există listele cu pacienți care se află deja în îngrijire. Vreau să punem în context și să înțelegem cât de important este accesul facil și finanțarea corectă și în domeniul în care activați dumneavoastră, când pe un anumit palier din societate vorbim de un acces poate mai puțin, adică noi pacienții cerem mai greu ajutor pe partea aceasta de psihologie, psihiatrie, referindu-ne, sigur, am discutat și aici la Medica de multe ori la stigmă, în acest sens discutăm lucrurile. Să ne spuneți dumneavoastră cum ați simțit schimbările acestea. Aș zice că mai degrabă e nevoie să recadrăm un picuț, pentru că în acest domeniu am depășit 50% prevalență. Și nu, oamenii accesează servicii și de psihiatrie, au nevoie cu siguranță pentru a se trata și de servicii de intervenție, de psihoterapie, fără de care doar psihiatrie chiar nu este o intervenție eficientă. Nu vă contrazic că foarte tare în ultimii ani, mai ales și după pandemie, acest trend s-a menținut, nevoia este din ce în ce mai mare, abia reușeam să facem față. Dar, într-adevăr, oamenii, în general, nu își permit o astfel de abordare din buzunarul propriu, au avut mereu nevoie de susținere prin aceste servicii de decontare. Poate oamenii, cu ocazia asta, e bine să știe că se pot deconta și servicii de psihoterapie, care au mai suferit o lovitură și anul trecut în iulie și acum ar fi fost încă una pe care realmente oamenii n-ar fi putut să o ducă. Vorbim nu numai de adulți care au nevoie de servicii de psihiatrie și psihoterapie, dar și de copii. Numărul de minori care i-am tratat în a doua jumătate a anului față de prima jumătate a anului din cauza schimbărilor a ajuns să se cupradă cu vreo 66%. Așa că acum ar fi fost dramatic realmente, ar fi trebuit să oprim această finanțare și sperăm că în iulie nici nu se va pune problema de o micșorare, ci doar de o egalizare, cum spunea și colega mea, cu
colegii noștri din medicina de familie și o susținere reală acestui, acestei bufete de medicină de specialitate, vorbim de toate specialitățile medicale, nu numai de psihiatrie sau de neurologie, poate că e nevoie să se știe cumva că este forma cea mai eficientă din punct de vedere cost-beneficiu de, de intervenție medicală și cumva toată Europa se luptă să crească sistemul de medicină de ambulator, noi o tot scădem. Da, trebuie scăzut accesul către medicina de spital și crescut accesul către medicina de ambulator. Ori noi avem cu 19% accesare mai mică, o susținere de în condiții în care nevoile sunt mai ales pe segmentul de oameni cu nevoi financiare scăzute, de 3 ori mai mari cele nesatisfăcute decât media europeană. Domnul doctor, vreți să interveniți puțin în discuție, așa am simțit la un moment dat. Vă rog! O salut pe colega mea, colega de proteste, că vedeți, avem acum o altă calitate. Vorbeam mai devreme de accesibilitatea aceea pe care am adus-o și eu în discuție și vreau să vă spuneți punctul de vedere. Să că știți nu accesăm medicul atunci când am avea nevoie și întârziem. Accesibilitatea totuși este foarte mare în policlinici. Eu vă spun din propria mea experiență și colegii de asemenea pot să-mi confirme. Chiar și noi în policlinică avem niște liste de așteptare pentru că da, este un sistem plafonat, adică noi nu avem voie mai mult de un număr de consultații pe oră, da, depinde de specialitate. Cumva se cam știe cam ce program avem, un maxim, să zicem, la 28 de consultații. Vorbesc de un medic cu o singură normă, 7 ore, da? Sunt liste de așteptare, ceea ce spune că sunt foarte mulți pacienți că care lucrurile s-au schimbat, că se schimbă. Da, nu știu la colega de psihiatrie, dar eu din ce văd din colaborarea pe care o am cu psihiatri de la mine din policlinică și cu psihologul cu care de asemenea colaborez, este o nevoie foarte crescută, inclusiv, mai ales după această pandemie, după tot acest stres, da, anxietatea oamenilor, cred că este o nevoie în creștere și de psihiatrie, nu zic că nu aș vrea să comentez despre o altă specialitate, dar în neurologie, de exemplu, da, este o cerere imensă de consultații, pentru că vedeți, pacienții poate pot neglija anumite patologii pe care au. Poate un pacient cu diabet, dacă nu simte și nu e într-o stare gravă și îl neglijează, că sunt niște realități, trebuie să vorbim de aceste realități, da? Chiar și pacienții cu hipertensiune de multe ori se neglijează. Oamenii se neglijează, dar asta este o altă discuție. Reprezentând responsabilitatea pacientului pentru propria sa boală. E cu tot o altă discuție. Dar în neurologie, de exemplu, simptomele sunt grave și nu rămân ca atare. Un pacient, dar nu va sta cu epilepsie, cu criză convulsivă, nu va sta cu paralizie post un accident vascular, da? Nu va sta cu Parkinson, nu va sta în comă sau cu tumor. Sau... Deci este o specialitate grea din punct de vedere al gravității cazurilor. Iar adresabilitatea este foarte mare. Nici o persoană, da, o simplă durere de cap, dar nu putem să vorbim de simplă, o migrenă, da? Invalidează un pacient cel puțin 3 zile. O banală, spunem noi, din punct de vedere al diagnosticului, hernie de disc, dar pentru pacient este un simptom foarte greu de suportat, pentru că nu poate să trăiască cu durerea și nu se duce la serviciu. Deci adresabilitatea este foarte mare. Acest oameni nu se pot duce toți la camera de gardă. Eu am lucrat în spital, am făcut gărzi în spital, am avut gărzi pe neurologie în weekend în care aveam 70 de prezentări pe noapte. Asta înseamnă pe noapte, adică pe garda de 24 de ore, da? Dintre care, sincer vă spun, cam maxim 15-20 poate că erau de internat. Restul cazurilor erau cazuri care puteau fi foarte bine monitorizate în ambulatoriu de specialitate și care erau cazuri de ambulatoriu de specialitate. Oamenii, mă rog, au diverse motive ale lor personale pentru care se prezintă la camera de gardă, fie intră în panică, fie, mă rog, alte motive. Dar majoritatea oamenilor se pot trata în ambulatoriu de specialitate. Își tratează afecțiunile. 5-6 milioane de care vorbeam cel puțin. Nu au nevoie de internare cu toții. Foarte puțin poate au nevoie de internare raportat la numărul de pacienți care se prezintă pentru o problemă clinică la medicul de familie și ulterior la specialist. Adresabilitatea este foarte mare, indiferent de patologie. De aceea suntem importanți cu toții. De aceea nu e cineva mai important ca altcineva. Ca alt față de alt segment, sigur, din sistem. Doamna doctor Bondoc, așteptările dumneavoastră pentru data de 1 iulie de la stat, prin deciziile care se vor lua atunci? Sper să reușim până atunci să facem niște calcule reale și să reușim cumva să argumentăm faptul că dacă nu susținem acest sistem, cheltuielile cresc. Gândiți-vă și aș vrea cumva să putem să apucăm să spunem asta până în iulie, ce ar însemna o scădere a stabilității și a serviciilor medicale. Înseamnă că acea persoană pe care noi nu putem să o mai ajutăm pentru că nu ne mai putem permite astfel de servicii, se duce în camera de gardă, unde o banală zi de foaie de zi
înseamnă 250 de lei sau 275 de lei. Da? Practic, oamenii, nevoile nu se vor schimba doar pentru că nu ne mai avem bugete și vom tăia din servicii ieftine, pentru că, din păcate, încă suntem dureros de ieftin ca și valoare per consultație. Cât este în medie, doamna doctor, o consultație pe domeniul în care activați dumneavoastră? În mare, sigur, care ar fi? Sigur, judecat în puncte, că așa se face. Noi avem o durată de consultație ceva mai lungă, de jumătate de oră și vorbim de aproximativ 60 de lei. Sau, mă rog, un pic mai mult. Acum o să fie 80 de lei, în continuare. Dar avem și colegi care primesc dureros și mai puțin decât primim noi și au și consultații mai scurte și cazurile lor nu sunt mai ușoare din contră. Și atunci cumva avem nevoie să gândim pragmatic. Dacă pacienții noștri nu mai sunt consultați și nu-i mai ajutăm să-și revină, va avea nevoie să plătească concedii medicale. Și făceam un calcul înainte de aceste negocieri cât economisește, din păcate, dureros cu statul cu o astfel de scădere pentru o normă întreagă, ar plăti pentru un singur pacient din 200 pe care îi are un medic psihiatru în mod obișnuit, dacă doar unul dintre ei se duce în concediu de odihnă, în concediu medical, pardon, și la noi concediile în psihiatrie sunt lungi. Deci cumva aș vrea să gândim sistemic, pentru că în realitate tăiem de aici și mutăm nevoile și plata serviciilor într-un buzunar de unde vom plăti cu tot ca țară mult mai mult. Atunci așteptările mele, ca să vă răspund, sunt să reușim să creștem la o valoare decentă, valoarea punctului și în nicio formă nu se va putea pune problema de nicio scădere asta, decât să revenim la ce am făcut și până acum, și anume să ne exprimăm destul de insistent și persistent argumentele logice, inclusiv financiare, fiindcă, așa cum spunea și colega mea, am devenit toți, din păcate, administratori de firmă și da, avem nevoie să reușim să ajutăm în continuare pacienți altfel decât ori prin servicii de spital, ori prin servicii private pe care mulți n-au cum să și le permit. Vă mulțumesc, doamna doctor Gabriela Bondoc, medic primar, psihiatru în capitală. Mulțumesc pentru intervenția la sistemul medical. Vă mai așteptăm. Seară frumoasă! Bravo, seară bună! Am văzut așa și cum se întâmplă lucrurile pe alt palier. Pe partea aceasta de neurologie în care activați dumneavoastră, care sunt cele mai dese probleme ale oamenilor? Pentru ce primesc îngrijire cel mai des? Sau poate s-au schimbat lucrurile în ultimii ani și ați observat poate o patologie mai întâlnită față de alta și lucrurile s-au transformat față de cum erau în urmă cu 10-15 ani, să spunem? Ce vă atrage atenția cel mai des la cabinet, poate? Patologia neurologică a rămas cam la fel, sincer vorbind, bolile sunt la fel. Da, evident, pot fi modificări care țin de însă societatea noastră, de stilul de viață al oamenilor. Da, trăim într-o societate foarte sedentară, cu un stres puternic, oamenii poate nu se preocupă suficient nici de prevenție, nici de dietă, dezvoltă un sindrom metabolic la vârste mai tinere, adică au hipertensiune, diabet, iată factori pentru obezitate, da? Factori pentru riscul apariției accidentului vascular. Pot să spun că există o modificare a vârstei de apariție accidentului vascular, apare la persoane mult mai tinere, tocmai din cauza acestor factori de risc care sunt în creștere. Din nefericire, iată, apar și patologii neurologice noi la pacienții care sunt consumatori de droguri, de exemplu, da? Iată, consumul de droguri, mai ales cele administrate intravenos, crește foarte mult riscul accidentului hemoragic la tineri. Și post-COVID am avut patologie nouă neurologică, da? Un sindrom de deteriorare cognitivă post-COVID sau polineuropatii, dar acestea sunt așa fluctuații de simptome, de variații minime. În esență, neurologia rămâne cam aceeași. Patologia este la fel, gravă, în principiu. Parcă, nu știu, orice boală ai avea, dar nu să fie oncologică, neurologică, sunt boli grave și cu speranță de viață destul de redusă. Și da, deci, în principiu, rămâne la fel. Variațiile sunt așa minime. Ce ar însemna lipsa acestui tip de îngrijire în ambulator pentru un spital mare care are și cameră de gardă și care vede oricum pacienți și din alte patologii, traume în urma unor accidente majore, aglomerați oricum și așa de cazurile existente? Ce ar însemna lipsa acestui tip de îngrijire sau existența mult mai
am mult mai puțini specialiști care să activeze în domeniul pe acest sector pentru sistemul de sănătate. Să știți că nici nu vreau să-mi imaginez un asemenea scenariu. Cu toți avem și rude, suntem și noi pacienți, dar nu ne dorim să ajungem într-un sistem în care se existe colaps. Asta însemna că sistemul sanitar nu mai există. Pentru că nu poți să internezi pe toți, că nu sunt de internat. Nu ai unde să internezi pe toți. Aduceți-vă aminte că și în pandemie era o mare problemă cu locurile de internare. Același gen de colaps ar apărea și dacă noi nu am exista. Și apoi ce faci cu toți bolnavii cronici care se externează? Sunt cronici, au o boală cronică. Vă dau un exemplu. Pacienții care sunt cu paralizie post-accidentul vascular. Ei rămân pe viață, bolnavi cronici. Pe acești oameni ce faci? Îi plimbi la spital, îi internezi de fiecare dată când au o problemă? Sau pentru monitorizările acestea lunare, trimestriale? Nu poate să existe, nu se poate. Iar oamenii nu își pot permite să se ducă toți în sistemul privat. Nu există așa ceva. Eu vă spun o realitate. Un om nu își poate da pensia doar pentru un consult și un remene la privat. Ar însemna pentru un oameni o pensie întreagă doar pentru așa ceva. Ei au nevoie cu adevărat de acest sistem social. Oamenii sunt vulnerabili, foarte vulnerabili, din multe puncte de vedere. V-am spus inclusiv că n-au cu ce să se deplaseze la un medic. Nu poate să existe acest scenariu. Nu se poate, nu se va putea. La fel vă întreb și pe dumneavoastră, cum am întrebat-o pe doctor Bondoc, 1 iulie 2024, ce ar trebui să aducă pentru medicina din ambulatoriul de specialitate? Exact cum a spus și domnul dr. Cosmin Alexandrescu, ca și colega mea, de fapt așteptările noastre ale tuturor sunt foarte simple. Ne dorim o valoare a punctului care să fie, să determine valori de venituri egale între noi și medicii de familie, căci noi reprezentăm segmentul prespitalicesc. Noi suntem ambulatorii, noi suntem policlinica și este corect să fim plătiți la fel. Să nu existe discrepanțe, să nu se creeze situații vulnerabile, situații de frustrare. Iar aceste valori, pe care nu le voi stabili eu, da, sau să fie conforme cu inflația, cu creșterea salariului minim pe economie, cu creșterea tuturor taxelor. Iată, doar taxa la colegii medicilor s-a dublat, da? De la 50 de lei este 100 de lei. Deci taxele au crescut, s-au dublat, s-au triplat. Vrem o valoare corectă, conformă cu toate prețurile care sunt în creștere, cu toate taxele care sunt în creștere, cu toți furnizorii care au crescut suma, da, prețul materialelor, și o valoare corectă, egală, un punct egal cu medicii de familie, pentru a nu se mai crea tocmai această sincopă, această situație, care până acum este fără precedent. Dacă acum este 4,5 lei, doamna doctor, pe serviciu în ambulatoriul de specialitate, făcându-vă și calculele împreună cu colegii dumneavoastră, cât ați considera că ar trebui să fie cel puțin corect față de ceea ce se întâmplă și în alte sectoare? 4,5 ar trebui să fie și dublată această sumă? Sau? Îmi este greu să vă spun o cifră corectă, că în esență nu pot să spun că dețin cunoștință despre modul în care se împarte bugetul, dar eu vorbesc în acest moment de niște venituri care să fie ajustate la valoarea colegilor pe medicină de familie și ajustate la valoarea inflației. Deci clar vorbim despre o creștere. Da? O creștere corectă. O creștere care poate fi stabilită de persoane care se ocupă cu așa ceva. Pentru că 45 de lei consultația brută, da? Ajungem undeva la, nu știu, 25-30 de lei, care înseamnă 5-6 euro pe o consultație medicală. E adevărat că noi poate ne-am pierdut puțin onoarea că ne-am comparat singuri cu frizeria sau... Nu ne face onoare o comparație, dar credeți-mă că probabil a apărut dintr-o disperare reală. Pentru că, într-adevăr, este un serviciu aproape gratuit, este ieftin. Nu putem să primim o asemenea valoare pentru consultație, că ne comparăm și noi cu Uniunea Europeană, cu sistemul privat. Deci, în tot cazul, în niciun caz această subfinanțare cronică nu trebuie să mai existe. Statul trebuie să găsească resurse sustenabile pe termen lung pentru a finanța ambulatoriul de specialitate în mod corect, alături de medicina de familie, sunt colegii noștri, merităm toți aceeași prețuire și aceeași valoare din partea statului. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit în seara aceasta la Sistemul Medical alături de noi și ați povestit ceea ce se întâmplă în domeniul în care activați. Medicul Ramona Constantinescu, medic specialist neurolog la Policlinica Vitan din Capitala. Mulțumesc și vă mai aștept cu drag și la altă ediție. Eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ați fost alături de noi și în seara aceasta. Mâine este o seară deosebită, încă una. Medicul Vlad Brașoveanu vine alături de noi în platou și o să ne povestească despre cazurile extraordinare pe care le-a avut în îngrijire în ultima perioadă. Vă aștept cu drag și mâine seară, live de la 20, la Sistemul Medical. Multă sănătate vă doresc!